Recipientele din plastic ne pot afecta serios sănătatea. Potrivit cercetătorilor americani, vesela din plastic este dăunătoare organismului și ne poate provoca diverse maladii. Un grup de cercetători din California a descoperit după mai multe teste că stirenul, substanța din care se obține polistirenul, folosit pentru realizarea tacâmurilor din plastic, are caracter cancerigen și ne poate provoca leucemie. Între timp, oamenii nu țin cont de riscuri și continuă să folosească produsele de unică folosință. Câteodată, când este nevoie de ea, mai plecăm la pădure undeva, așa, în rest, acasă, deloc. Dacă mă folosesc numai o dată cu desea. Pe urmă nu mă folosesc. Asta e bun. Într-o dată e normal. De multe ori nu se poate da o dată. E covabil. Depinde de care. Acolo este o marcă oarecare, nu știu, nu mă percep. Pulzim să nu ochin redcă. Nu ochin redcă, v-l suc, ghetă, țamei. Nu ied. Așa, pe la sărbători, pe la când ne grămădim rude mai mult. Nu știu așa ca care dauna sau, dar nu obișnuiesc să folosesc. Potrivit lui Mihai Stoian, medic igienist la Centrul de Sănătate Publică din Rezina, aminele și formaldehida sunt două substanțe considerate cancerigene. În contact cu alimentele, la rece sau la cald, compuși pot migra în mâncare și apoi în organismul nostru. În ultimul timp, în economia națională se folosește pe larg materialele plastice. Ele, în primul rând, sunt ușoare, durabile, comode. De aceea, populația cu plăcere folosesc, utilizează aceste materiale plastice. Însă vreau să menționez că în scopurile alimentare se folosesc recipiente, se folosesc ambalaje, se folosesc utilaje în sectorul alimentar numai acele care sunt avizate de Ministerul Sănătății. Când suntem la piață, la magazin și procurăm aceste materiale, trebuie numai decât să ne uităm la marcaj. Pe dânsele este indicat că aceste confecții se poate folosi pentru produse alimentare fierbinți, pentru produse alimentare reci sau pentru apă potabilă rece. Este categoric de interzis utilizarea reciclată a ambalajelor de o singură folosință, cum sunt buteliile. Iată, la noi încă, cu părere de rău, se mai practică când buteliile de sub apa gazoasă, de sub apa dulce, se mai folosesc repetat pentru ambalarea uleiului sau produselor lactate și altor produse, care este categoric interzis. În magazine puteți identifica ușor articole de bucătării din poliamidă și melamină. Acești compuși au un simbol specific marcat pe fiecare produs. Cine nu vrea să riște cu astfel de recipiente din plastic se pot întoarce oricând la cele din ceramică, sticlă sau lemn.